Vorbește despre Hai. ce, cum se pare următorul an, 2023. Știu că acum Jupiter e. În berbec și până va trece în taur și va fi foarte interesant. Deci, 2023. Hm. Am o idee. Pot vorbi din manual să spun, da, Pluto va intra în vrăsător, nu știu ce. Dar mai există un tip de hartă, care vreau, dacă ești de acord să o fac pentru toți cei Pe care rup. ne privesc și pentru noi, pentru Pe că rup. nici eu nu știu ce va fi. Se numește astrograma cabalistică ea se ridică în momentul în care pui o întrebare se ridică în funcție de locul, ora, spațiul unde se află astrologul, nu cealaltă persoană și îți dă toate răspunsurile legate de întrebarea respectivă. Wow. Și dacă ești de acord... Te rog. Perfect! Deci nici eu nu știu... Și Mie îmi place să experimentez lucruri. Da, și întotdeauna spun oamenilor când fac cărți, le spun poți să ridic, să-ți răspund la întrebare din punct de vedere cabalistic, dar nici eu nu știu ce iese numai ca atenție! Este o, un schepsis cu astro, tipul ăsta de astrogramă. Există astrograma previzională, tranzitele, cum se mișcă planetele pe cer. Perfect, știi cum te vor influența. E ca și cum vine un musafir la tine și la admir cum e îmbrăcat. Cabalistica îți spune ce ai de făcut. Și problema e că odată ce ai aflat ce vrea cabalistica de la tine, nu mai poți să dai înapoi. Pentru că știi exact ce ai de făcut ca să-ți atingi maximul potențial. Deci, ești ok să ridic tipul ăsta? Da. Perfect. Hai să vedem, suntem în București. Da, perfect, perfect, perfect. Incredibil. Îți dai seama că ora 12.00? Exact. Incredibil, universul ăsta e fabulos. Și uh, răspunsul la întrebarea, cum văd eu ca și astrolog continuarea lui 2023? Suntem într-o frecvență de 11 ani maestri, 2022, 2033 spre 34. 11 ani maestri și am spus întotdeauna, când începem 11 ani maestrii aceștia, nimic nu va mai fi la fel. Și dacă privim de la an la an, vedem că se schimbă lucrurile, dar în mai mare, în mai mare, în mai A, accelerat. Da, da. Și 2023 va fi un an în care va conta foarte mult comunicarea. În momentul în care am ridicat astrograma, suntem pe ascendent pe gemeni și asta înseamnă că vom comunica foarte mult. Dar ce îmi place foarte mult e că a apărut Marea Trină în această hartă. Ceea ce înseamnă că este un an de foarte mult potențial pentru toate zodiile. Și contează foarte mult care e prima, prima planetă care deschide astrograma, pentru că ea îți dă vibe ul oricărui lucru pe care îl faci. Și aici prima planetă nu e o planetă, e un punct virtual, se numește Pars Fortune, punctul norocului. Ceea ce înseamnă că dacă vom alege, ca și semne zodiacale, e ok, voi vorbi numai în semne zodiacale de acum nu vă ca oameni deci dacă alegem ca semne zodiacale să, să ne centrăm pe noi pe valorile noastre, pe familie și rădăcini nu-i neapărat nevoie să fie familia de sânge, pot fi prietenii cei apropiați amici dar apropiați bine de tot ne vom trage niște resurse foarte frumoase de aici, din ideea de comuniune, de comunitate de trib, e foarte important să ne reamintim, asta spune Pars Fortune în 2023 să ne întoarcem în trib. Apoi va fi, un continuarea anului va fi un an extrem de karmic. Nodul sud ne va duce niște experiențe din trecut în prezent și va fi legea aceea, dacă n-ai învățat din lecțiile anterioare, mamiile ei iei din nou, dar de data asta cu nod sud în, în scorpion, te confrunți cu toate fricile și vom avea foarte multe semne zodiacale, experiența de a trăi la maxim anumite lucruri de care ne-am temut foarte mult. Dar ce vreau să spun este că vom supraviețui. Harta e deschisă de pars fortune punctul norocului. Asta înseamnă că oricât de negru ar fi dracu, reușim să aruncăm vopsea pe el și să-l facem alb și după aia lui o să-i placă albul ăla și o să rămână așa alb. Așa să întreb, Vorbesc un pic general și pe urmă spun fiecărei zodii cum preferi. Da, da, OK, da. bun. Deci acum spuneam că vom trece prin tot felul de experiențe, retrăim și vreau să vă spun nu fugiți de ele. Nu fugiți de ele că nu aveți cum vă prind din urmă. Vom învăța să renaștem. Definiția acestui an este despre schimbare, schimbare, schimbare și accesarea unor noi manifestări. Nu mai mergem după tiparul obișnuit. Dacă vrem să supraviețuim, vrem să evoluăm, vrem să ne transformăm, trebuie să acceptăm că e cazul să mai virăm un pic, știi? să mai încercăm și alte lucruri. Uh, trebuie să gândim în afara cutiei, dar ne vom confrunta cu niște adevăruri și va fi foarte simpatic anul ăsta când vor ieși, deci și clasa politică, și aici nu spun numai pentru cea românească, spun și pentru cea internațională, vor ieși niște adevăruri la lumină, se vor revela niște lucruri, nu vor mai putea fi ascunse și vom vedea tot, va, va fi, nu știu, aș recomanda să ne luăm niște popcorn, să ne uităm la televizor, pentru că va fi foarte... Am deci, cred că am amuzant, ajuns să, amuzant să vedem, bă, unde se mai ajunge. Deci, deci vor fi foarte multe lucruri care vor ieși la lumină, nu vor mai putea fi ascunse și vom vedea cum foarte multe persoane evoluează, ascensionează, își schimbă meseria, își schimbă casa. E un moment, un an al schimbărilor. Deci, foarte multe schimbări pentru foarte multe semne zodiacale și această astrogramă cabalistică ne arată un lucru foarte interesant. Când a ridicat-o luna, transita semnul peștilor, foarte apropiată de Neptun. Deci înseamnă clar viziune la cel mai înalt nivel. Ascultați copiii. Deci cei care aveți copii sau, nu știu, prieteni care au copii, vedeți că prin ei vor grei profeții. Ascultați-vă vocea interioară, pentru că este un an în care ne conectăm foarte mult la vibrațiile subtile de dincolo. Vom primi mesaje, exact, exerci, exercițiu cu inima. Ar fi bine să-l cât de mult putem, pentru că cu cât îl facem mai mult, cu atâta intrăm într-o rutină și vom ve vedea spontan răspunsurile. Va trebui să ne luptăm pentru drepturile noastre. Nu spun acum, ieșim cu bâta afară, că nu o să ne iasă așa, ci va trebui la nivel individual, mai ales femeile. Venus în berbec când vorbesc vor trebui să învețe să nu mai fie călcate pe cap, adică să-și mai trimită din când în când bărbatul să spele vasele și să-și facă și un nou ușor, că poate ea n-a avut timp să gătească azi. Deci ar fi de dorit ca doamnele care ascultă acest, această emisiune, acest podcast, să învețe să-și ceară drepturile puțin mai mult în familie. Dar nu o faceți cu tigaia adându-i în cap, ci diplomație. Diplomație, dar punctați. Nu mai închideți ochii. Lasă, mă sacrific eu. Nu, nu, nu. Venus în berbec spune, ia devină tu amazoană, că fără tine nu ar exista multe lucruri. Uh, norocul va fi spontan. Vor, vor veni, va veni brusc și, atenție, vor fi trenuri foarte bune de prins, dar dacă... Stai și te gândești prea mult și îți faci prea multe strategii la era ta. Deci anul ăsta, acum când a ridicat ca balistica, fiind Jupiter în Berbeck, uh, sari în el, ai o oportunitate, nu mai amâna, nu mai amâna. Uh, și vom avea foarte multă energie și putere de convingere. Iar acum, dacă ești ok, trec prin fiecare sens zodiacal în parte. Te cum preferi? Încep cu ascendentul? Încep cu berbecul? Încep cu berbecul, cu berbecul cu berrecul, de la început. E, e, deci că e, e fie prima. exact, e prima. Deci unii preferă în funcție de ce zodie, de ascendent. De, vom începe cu berbecul. Berbecul, la, până la sfârșitul acestui an, va ar fi bine să lucreze mai mult la anturajul său, pentru că acum are ocazia să aducă oameni în viața sa care îl pot ajuta să facă și bani și să urce social. Și, berbecul trebuie să lucreze mult pe tema asta a socializării, prietenilor, amicilor, curățenia în anturaj și fi cât mai social. O să-ți placă că dacă ești berbec, îți place chestia asta. Și atenție că pot apărea niște confruntări juridice pot apărea niște amenzi de plătit. Ai grijă cum treci strada ai grijă cum parchezi, că acolo s-ar putea să te coste și deci fii atent un pic la partea asta juridică. Dacă ești taur, ok, dacă ești taur, în, uh, ai foarte multă susținere divină. Sunt două zodii care văd aici, vor avea susținere divină, taurul este unul dintre ele și Trebuie să-i fie foarte clar Taurului următorul lucru. Dacă începi să faci ceva și vezi că ai blocaje, nu-ți lucrurile, se împiedică ceva, nu mai insista. E forma Universului de a-ți spune nu ești unde trebuie, frână. Anul ăsta e foarte special, că intră și Jupiter imediat în Taur și este și Uranus în Taur. Uranus este adevărul și spontaneitatea. Jupiter, marele benefic Taurului pe cai mari, aș spune anul ăsta din mai încolo. Dar degeaba ești pe cai mari dacă nu alegi să faci ceva. Adică și acționează și cei care vreți să vă mutați dintr-o țară într-alta și sunteți sub jurisdicția taurului, sunteți foarte norocoși anul ăsta, dar v-aș recomanda după luna mai să o faceți, nu înainte de luna mai. Și mai este o, o perioadă bună, anul ăsta bun, eu aș zice să spunem lucruri de bine și doar dacă e ceva foarte grav să spun bă, ai grijă ca de bombă. Deci dacă vrei să-ți schimbi jobul ai curajul să faci, dar din nou după luna mai. Gemenii, a doua zodie cu mare protecție divină, la voi este teama de acțiune. Asta e tema cu care trebuie să te lupți. Secundar, vedeți că o femeie nu vă prea place așa foarte mult și o să vă mai pună piedică de-a lungul anului și va trebui să o puneți un pic la punct. Nu va fi cu diplomație această punere la punct. Aș sugera chiar să o și îndepărtați din viața voastră dacă o depistați pe această persoană. Și este un an foarte bun pentru gemeni. Bine, o îndepărtați, prietenește, nu mai vorbiți cu ea, nu îndepărtăm în alt fel, da? Deci o blocăm și la revedere, nu violenți. Uh, și anul ăsta gemenii se pot afirma foarte mult. Puteți să... Deci ce reușiți să faceți anul ăsta și cum reușiți să vă impuneți, veți reuși să o mai faceți abia peste 12 ani. Și cei care vor să facă îmbunătățiri la corp, e un an foarte bun, și mai este un an foarte bun să-ți începi un business, să faci ceva personal. Racul, cum par sfortune pe harta asta, stă foarte bine, are mari, noroc, are mari șanse să facă bani cu o condiție, să nu-i dea cu împrumut prietenilor, își pierde sporul dacă îi dă, și trebuie să aibă grijă la așa zi și amici și consilieri. Ascultă-ți mă acționează după cum simți și ai să vezi că ai să îți iei cele mai bune alegeri, ai să-ți faci cele mai bune alegeri și un an bun, mulți săraci își cumpără case sau rezolvi ceva legat de o casă. Leul, cum stăm cu timpul? Că eu am din televiziune, suntem ok? Asta e reflexul din televiziune. Leul. Leul o, o, colună neagră în tranzit anul ăsta prin tine, mamă, deci dai cu toți de pământ. Încearcă să nu, deci aici nu sunt dușman, doar spun, spun prietenește, nu lua lucrurile în dramatic, într-o formă dramatică, nu, nu ți imagina că vine apocalipsa și sfârșitul lumii. Când simți că e prea mult, te rog oprește-te, respira dânc, relaxează-te, și găsește o nouă strategie, pentru că ești foarte bine susținută sau susținut și este un an excelent pentru nativileu Leu. să lupte pentru drepturile lor, să semneze acte, hârtii, documente, contracte, să facă asocieri parteneria sau parteneriate. Și este un an foarte bun să plecați la un drum, să vă mutați, să vă relocați. Și relocarea asta poate să însemne mă mut dintr-un apartament în altul, de pe o stradă în alta. Sau mă mut de aici, nu știu, Noua Zeelandă. Dar oricum partea de mutat, relocat e excelentă și vom vedea lei care trec examenul de șofat. Deci dacă ești leu și vrei să dai examen de șofat, nu mai amâna anul ăsta foarte bun să termine odată cu chinul asta. Apoi vine fecioara care are parte de tot felul de trăiri și experiențe karmice. Uite că îți bate trecutul la ușă și tu deschizi ușa și acum va depinde foarte mult cum răspunzi acestui trecut. eu sunt pe principiu ciorba răcită nu se mai are, încălzește, dar aici e, depinde experiența personală pe prin care vrei să treci. Eu îți spun că îți vine trecutul. Foști iubiți, iubite, foști foste situații, fost șef care te caută să ți ofere un nou job, să o iei din nou de la capăt, ai să vezi cum alegi. Este un an bun pentru fecioarele care vor să-și facă o casă. E un an foarte bun pentru fecioarele care vor să-și întemeieze o familie. Și hai să vedem la ce trebuie să aibă grijă. Da, trebuie să fiți foarte atenți la actele și hârtiile pe care le semnați. Pentru că pot apărea niște clauze de alea scrise mic, 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 care să-ți dea contractul peste cap și să te pună într-un detriment. Deci nu spun nu semna acte, ci spun citește-le de o mie de ori. Și balanța. Balanța e cu dragostea. Balanța e cu dragostea și copiii anul ăsta și până la sfârșitul anului de albinte. Și este despre cum procreiem, cum satisfacem copilul interior. Vei avea foarte multă creativitate. Te îndrăgostești. Mai vor fi și niște amantlăcuri foarte siropoase acolo. Ai grijă cum gestionezi. Dacă simți că e un pic mare pălăria să te bagi în așa poveste, nu te băga pentru că ai să ieși cu inima frântă. Dacă vrei să experimentezi, Doamne ajută Dumnezeu cu milă. Eu am avertizat. Și este un an bun să-ți faci afaceri. Dacă vrei să începi, dacă ești mai ales partea artistică, creativă, foarte bună pentru balanțe în direcția asta. Și vă reamintesc, vedeți că vă crește fertilitatea. Vreți să vină Barza, foarte bine. Nu vreți să vină Barza, știți ce aveți de făcut. Scorpion, Scorpionul, Aha, cu nod sud pe Scorpion, încă, uh, trecut, dar trecut karmic. Deci, acum, în sfârșit, știi cum e, se scufundă o navă și tu noți prin furtună, vai, furtună, nu știu ce, și. Uh, mai e foarte puțin, e țărmul, limanul, la 100 de metri ești atât de obosit, nu mai poți. Forțează-te, oricât de neagră ar fi situația în care te afli, nu îndrăzni să abandonezi, pentru că acum ieși la lumină. Este un an excelent pentru tine să te ocupi de sănătate, să te ocupi de serviciu și să-ți rezolvi probleme ce țin de karma de familie. Și am o problemă, oamenii nu prea înțeleg cum rezolvi probleme de karma de familie. De exemplu, hai să spunem că, nu știu, ai avut un tată alcoolic și mama ta a tolerat situația. Ești femeie, iubitul tău începe să bea cam mult și vezi că e din ce în ce mai mult. Acum ai ocazia să faci diferit ca mama, să-i spui la revedere Hani Bani. Și după aia, la șase luni distanță, să întâlnești pe bărbatul vieții tale. Deci asta înseamnă să-ți rezolvi karma de familie. Nu mai repeta greșelile strămoșilor tăi. Nu e simplu. Că alegem de regulă uh, să mergem pe drumul pe care am fost crescuți. Săgetătorul. Săgetătorii și-au case sau se ocupă de renovat case. Se pot căsători un an foarte bun. Deci, săgetătorilor, dacă vreți să vă căsătoriți anul ăsta, e bine. Sugestie. Nu luna mai am făcut realmente un studiu legat de căsătorii. Cele mai multe divorțuri cu informații avocățești, nu că ne dăm cu părerea, sunt făcute în luna mai. Deci cei căsătoriți în luna mai divorțează cel mai des. O lună excelentă pentru căsătorie este septembrie. De ce septembrie? Suntem sub guvernarea fecioare și fecioara e foarte prietenoasă cu căsătorile. Dar înapoi la săgetător, un an bun pentru căsătorii, un an bun pentru alianțe, un an bun să vă schimbați jobul. Va veni oferta la voi, nu veți căuta voi jobul și va fi un an excelent să vă ocupați de casă, așa cum am mai spus. Mai avem trei zodi. Capricornul. O să respire capricornul ușurat între uh, martie și iunie, când Pluton face sub învărsător, după aia din iunie se întoarce până în ianuarie anul viitor Pluton în capricorn, dar anul ăsta, până la sfârșit, e un an foarte bun să te ocupi de ceva ce -ai amânat legat de acte, hârtii, documente. Ai să afli niște adevăruri legate despre onestitatea celor din jurul tău. Uh, Depășești o, o cumpănă, o vei trece. De, deci va fi o cumpănă, nu ușoară, dar ai să o treci. Ai să o treci nu cu brio, cu super brio, dar atunci când ai să o treci, ți-aș recomanda să înveți din experiența pe care ai depășit-o și să fii bun, pentru că e ceva despre a-ți descoperi umanitatea și a descoperi umanitatea celor din jurul tău. Și ai foarte multă protecție. Este extraordinar. Ai foarte multă protecție. Vărsător, schimbare de strategie, va fi foarte amuzant. Vărsătorul anul ăsta va lua niște decizii împotriva voinței tuturor. Eu recomand un singur lucru vărsătorului. Nu fiți. nu-i provocați. Dacă tu ți-ai luat o, o, o decizie, țină pentru tine și acționează conform deciziei luate. Nu te du să te confrunți cu cei care îți spun că nu se poate. Este un an foarte bun să călătorești, un an foarte bun să înveți. Du-te la cursuri sau urmărește online sau citește. Deci e un an foarte bun pentru dezvoltarea ta ca om și mulți vărsători își cunosc iubitul sau iubita anul ăsta prin intermediul internetului. Și vedem aici peștii ultimii care foarte bine aspectați în acest moment și la, până la sfârșitul anului, pentru că e o astrogramă cabalistică, carieră, oameni buni, carieră. Deci voi dimineața, până și seara, mâncați pe pâine numai carieră și gândiți-vă cum puteți evolua mai mult în domeniul carierei. Și să nu vă panicați, pentru că veți avea foarte multe intuiții. pești oricum, sunt intuitivi și senzitivi și hipersenzitivi, doar că aici va fi un nivel superior și veți vedea lumina mai puternică, cerul mai albastru, iarba mai verde. E normal, nu vă panicați. Sunteți exact în grafic și asta vă ajută foarte mult să vă luați deciziile corecte. Clar viziunea. Deci, carieră și clar viziune. Cam asta e povestea cabalisticei. Alexandra. Uh, astrologia și astrograma, Pentru unii poate fi folosit ca un ghidaj. Da corect, ca un ghid, adică da. nu-i neapărat nevoie că vii o dată la astrogramă sau la astrologie și tu îmi spui totul și acum, dacă mai înainte, știu cum o să fie viața mea. Doar că poți să-ți conduci viața, adică nu, nu, nu să-ți conduci, să, 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 să iei anumite decizii în baza informațiilor pe care le primește de la astrologul respectiv, nu? Există două direcții. Prima este astrograma natală. Cu ea vii, punctele tale forte. Punctele tale forte. Cum se poartă un berbec versus alte zodii. Și noi avem trei misiuni pe astrograma natală dată de zodie, de ce te -ai... de ce puteai să fii orice altă zodie din celelalte 11, da, tu te-ai născut într-un anumit moment, într-o anumită zodie. Deci prima temă e zodia. Reprezintă vibe-ul să... cu care fi, vin iată viața. -aici, dacă ar fi să zicem că tu, tu, ți alegi tu ai ales familia, locul asta, tu ți-ai și zodia, adică momentul în care vrei să... De deci e pașaportul tău astral. Dar n okay. cum să o schimbi. Nu contează cezariana, nu contează că ești născut mai devreme. Atunci trebuia să te naști. Punct. Nu e... Atunci da. ți-ai ales tu. Exact. Cea mai bună oportunitate pentru evoluția ta. Zodia dată, deci Zodia îți arată vibe cu care mergi prin viață. Într-un fel merge un berbec, altfel merge un rac, altfel merge un pește. Sau o fecioarnă, să zic, și un semn de pământ și un geam, ca să fie toate. Deci Zodia reprezintă vibe cu care înoți prin viață. Ascendentul reprezintă Ora la care te-ai născut, nu e o problemă dacă nu vă cunoașteți, eu nu recomand să-ți faci rectificare de ascendent pentru că nu întâmplător nu ți-l cunoști. nu e nimic, se pot face hărți și fără ascendent foarte bine. Din ce motiv? Nu. pentru că noi suntem compuși din triade, foc, aer, apă, pământ. Berbecul, leul și săgetătorul seamănă foarte mult între ei și anumite caracteri. Și la fel, apa, focul, apa aerul, pământul. S-ar putea să se facă o confuzie între berbec, leu săgetător, taur, fecioară, capricorn, gemeni, balanță, vărsător, rac, scorpion pești. N -n nu pledez pentru măsurat cu ansa, pendul sau nu. Nu știe ascendentul, astrologul, profesionist știe să-ți facă hartă și fără ascendent nu te teme. Dar dacă ești printre aia norocoși care știu ora nașterii, ascendentul reprezintă ce lași după tine, contribuția ta la trib, ce rămâne după tine și cum îi influențezi pe oamenii din viața ta. Iar al treia tema hărții natale este, cea mai deci cele trei teme importante, a treia este misiunea karmică, ce ai venit tu să rezolvi din trecut... În această întrupare Este dată de nodul nord Deci există dimensiunea hărții natale Care îți arată talentele Abilitățile tale prin viață Și o recomand tuturor părinților Mergeți la astrologi specializați Dacă aveți copii Ca să știți cum să vă purtați cu copilul vostru Că fiecare copil are un mercur Că tot vorbeam de mercur diferit O lună diferită Și trebuie să-l abordezi diferit N-am întâlnit doi frați care să semene nici măcar gemeni, nu seamănă ca și personalitate. Deci, asta e harta natală cu abilitățile. Apoi există harta previzională cu tranzitele, ce se întâmplă pe cer. Și, evident, că tranzitele astea se schimbă. Cam la șase luni se apare o nouă schimbare și atunci apelezi să afli care este povestea. Nici să nu devii obsedat în fiecare zi să-ți faci o hartă, nu e ok. Dar dacă crezi în astfel de lucruri și te, îți dă un confort informația respectivă? Why not? Eu sunt pentru orice îți dă un confort. Din toată experiența ta acumulată până acum, dacă ar fi cineva să uită la noi peste 200 de ani într-o okay. macro-realitate, într-un virtual reality, da. care ar fi un, un citat al, al tuturor cunoștințelor acumulate de tine și o recomandare pentru oameni? Ok, bună întrebare. Și să adaug la asta și încă ceva. Avem liberul arbitru sau totul este predestinat? Este o... Ai un liber arbitru în predestinarea ta. Ai o destinație. Eu întotdeauna spun, ai de ales... Din... Viața e un pătrat. Tu ai... te -ai născut în punctul A și ai să ieși în punctul D din poveste. Și ai să duci în alta. Aleși a... tu, dacă te duci din punctul A... În punctul D direct, și acolo ești în satisfacție și fericit, nu-ți imagina că mor mai repede, că și viața și moartea sunt bine stabilite. Dar e varianta în care te chinui foarte mult până ajungi în D. E opțiunea ta. Deci ai o, ai o destinație, dar tu alegi să-ți faci jocul și nicio secundă să nu-ți imaginezi că Universul nu are backup la greșelile tale. Există backup la backup, întotdeauna se, se așează lucrurile. Deci nu ai cum să schimbi foarte destinul altora. Pentru că trăiești ceea ce trebuia să se întâmple. Și aș spune, cred că lucrul după care m-am ghidat toată viața este așa. Este a patra regulă a filozofiei indiene. Ce faci acum și ce decizie iei acum este cea mai bună decizie pe care puteai să o iei pentru evoluția ta. Oricare e ea. Să rămână, Alexandru. Mulțumesc mult. Și eu mulțumesc. Dumnezeu cu tine, mulțumesc. Doamne ajută. Să rămână, Doamne ajută. mulțumesc. mulțumesc.